Klaus Iohannis la Casa Albă a plecat la întâlnirea cu Joe Biden tot cu un avion de lux. Strada surpată din Slănic Prahova provoacă un conflict acut între pesediștii și liberalii din județ. Încă 6 ani cu Putin, Europa se așteaptă la sabotaje pe întreg continentul și portret de candidat. Astăzi, Cristian Terheș. E marți, 7 mai. Ascultați știrile zilei de la Recorder. Visând încă la cea mai înaltă funcție din NATO, Klaus Iohannis e primit la Casa Albă de către Joe Biden. Cei doi președinți marchează astfel 2 decenii de când România a aderat la alianță. Un comunicat al președinției Statelor Unite menționează prezența militarilor americani în România în contextul războiului din Ucraina și calitatea Bucureștiului de, citez, aliat fidel al NATO. Nu e limpede dacă va veni sau nu vorba și de candidatura lui Klaus Iohannis la funcția de secretar general. Pentru moment, el e sprijinit doar de Slovacia și Ungaria, țări foarte prietenoase cu Vladimir Putin. Și de această dată, Klaus Iohannis a plecat în străinătate cu un avion privat de lux și de această dată, el a decolat de pe aeroportul din Sibiu, potrivit site-ului Boarding Pass. Cu același avion, Klaus Iohannis a zburat anul trecut în Emiratele Arabe Unite și în turneul african din noiembrie, l-a mai folosit și luna trecută pentru o deplasare în Coreea de Sud. Acolo, de altfel, Klaus Iohannis a fost întrebat de ce a ales un avion privat. Costurile defalcate ale zborurilor sunt și acum secrete, dar cele de anul trecut au sărit de 8 milioane de euro. Da, am venit într-o deplasare externă, așa cum au fost și multe altele, în interesul și pentru România. De ce cu un avion de lux? Nu știu cum definiți un avion de lux. Eu am venit cu aeronavă mică. Să mai spunem că președinția a organizat o licitație pentru transportul cu avionul în țară și în străinătate. 4 companii au câștigat un acord cadru de 4 ani cu valoarea maximă de 8 milioane și jumătate de lei. Printre ele se numără Tarom, dar și o firmă din Sibiu. Publicația locală Turnul Sfatului spune că ea a făcut parte dintr-un grup deținut de Martin Müller, un apropiat al președintelui. Klaus Iohannis a sărbătorit obținerea primului mandat în 2014 într-un restaurant al omului de afaceri. Între timp, datoria publică a României a trecut de 841 de miliarde de lei, altfel spus, a ajuns la mai bine de jumătate din produsul intern brut. Site-ul economedia.ro scrie că e un nivel record ca urmare a împrumuturilor luate de Ministerul de Finanțe în primele luni ale anului. În anul preelectoral și în cel în curs, coaliția PSD-PNL a stabilit că pensiile se vor majora în 2 etape, dar și că salariile mai multor categorii de bugetari vor spori. Cabinetul Ciolacu însă a amânat cel puțin până la mijlocul acestui an reforma instituțiilor publice. Marcel Ciolacu reclama în pandemie ceea ce numea împrumuturile împovărătoare pe 10 de ani de acum înainte. După aproape un sfert de secol în fruntea Rusiei, Vladimir Putin a depus azi jurământul pentru un nou mandat de 6 ani. E liderul din ce în ce mai autoritar al țării și e de așteptat ca în scurtă vreme să intensifice ofensiva din Ucraina. În conformitate cu tradiția, guvernul în exercițiu a demisionat după inaugurarea prezidențială, noul cabinet ar putea să fie aprobat în circa o săptămână. Observatorii internaționali așteaptă să vadă dacă Sergei Lavrov va rămâne la conducerea externelor după 2 decenii în post. Nu e clar nici viitorul lui Sergei Șoigu, adjunctul ministrului apărării, a fost arestat recent pentru corupție. Дамы и господа, дорогие друзья, în discursul rostit azi, Putin a repetat că își dorește o nouă ordine mondială și a pretins că ar fi deschis dialogului cu Occidentul, însă numai în condițiile puse de Rusia. A menționat inclusiv problemele de securitate și stabilitatea strategică, o aluzie străvezie la războiul pe care l-a pornit în Ucraina. Kievul între timp spune că a destructurat o rețea a serviciilor secrete ruse care ar fi coordonat un plan de asasinare a lui Volodymyr Zelensky. Rețeaua ar fi recrutat 2 colonei ai serviciilor ucrainene.
Serviciile speciale din Polonia au descoperit și dezactivat dispozitive de ascultare într-o încăpere în care guvernul lui Donald Tusk urma să aibă astăzi o reuniune. Unul dintre cei mai constanți aliați ai Ucrainei, Polonia e în stare de alertă ridicată din cauza activităților de spionaj. Numai departe de ieri, cabinetul anunțase că verifică un judecător care a cerut azil politic în Belarus. El avea acces la informații confidențiale. Agențiile europene de informații și-au avertizat de altfel guvernele că Rusia plănuiește acte de sabotaj pe întreg continentul. În Marea Britanie, doi bărbați au fost puși luna trecută sub acuzare, ei au provocat un incendiu la un depozit în care se aflau loturi de ajutoare pentru Ucraina. Procurorii din Suedia anchetează o serie de deraieri feroviare recente, iar ministrul transporturilor din Cehia spunea de curând că Rusia ar fi încercat să distrugă sistemele de semnalizare ale căilor ferate. La rândul lor, serviciile secrete din Estonia pun pe seama Moscovei un atac asupra mașinii ministrului de interne. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția. Suspiciune de malpraxis la adresa unui medic din Craiova, poliția cercetează cazul unei femei de 52 de ani care ar fi făcut un infarct în urma unei intervenții de explorare endoscopică. Medicul vizat de verificări e un chirurg din orașul Craiova, iar intervenția a avut loc în weekend. Inspectoratul județean de poliție spune că a strâns deja mai multe probe și că a cerut inclusiv rezultatele examinării medico-legale în acest caz. Medicul cercetat e bănuit de ucidere din culpă. Conflict prelungit între oficialitățile din Prahova din cauza străzii surpate acum două săptămâni în orașul Slănic. Peste 50 de persoane au fost evacuate din zonă, iar craterul format acolo a fost acoperit acum câteva zile. Prefectura din Prahova reclamă ceea ce numește atitudinea ostilă a Consiliului Județean. Instituția nu ar fi pus la dispoziție studiile geotehnice cerute de Comitetul Județean pentru situații de urgență. Conducerea Consiliului de asemenea n-ar fi luat parte la niciuna dintre ședințele în care s-au căutat soluții. Drept urmare, prefectul a cerut mai multor instituții locale să verifice cum au respectat legea, Consiliul Județean și firma care face lucrările de la rețeaua de alimentare cu gaze naturale din Slănic. PNL Prahova a dat vina pentru cele întâmplate pe primarul PSD, Daneluș Costea. PSD-iștii, la rândul lor, spun că președintele suspendat al Consiliului Județean, liberalul Iulian Dumitrescu, e cel care a dat autorizația de construcție în lipsa unui studiu geotehnic, așa cum cere legea. Pentru Radu și fata lui se trească. O grupare interlopă e bănuită de implicare în campania electorală din județul Olt. Clanul Fluture din Drăgănești ar susține financiar campania candidatului PNL la primăria comunei Osica de Sus, scrie publicația locală Reporter 24. Ea publică inclusiv un clip de la lansarea candidaturii lui Radu Cușurlan. Unul dintre membrii clanului, Paul Fluture, e surprins pe când îi face dedicații politicianului de la PNL. Reporter 24 afirmă că miza ar fi concesionarea către firmele clanului a târgului din Osica de Sus. Gruparea ar fi deja implicată în afaceri asemănătoare cu piețele, bazarurile și cu târgul din Slatina. Doi dintre membrii clanului au fost trimiși în judecată în 2018 într-un dosar de corupție care îl vizează pe Dorel Toma, fostul primar al localității brașovene Ghimba. Continuăm cu rubrica Portret de candidat, care îi prezintă pe cei mai importanți dintre politicienii care ne cer votul la locale și la europarlamentare. Cu ce s-au remarcat până acum și în ce fel ar putea să ne reprezinte în viitor, astăzi Raul Bambu reface traseul lui Cristian Terheș. Cristian Terheș este unul dintre cei mai controversați europarlamentari din actuala legislatură. A ajuns în Parlamentul European grație Partidului Social Democrat, care i-a oferit un loc eligibil la alegerile din 2020 printr-un protocol cu PNCCD, partid din care făcea parte la acel moment Terheș. A fost un nume surpriză pe listele socialdemocraților conduși de Liviu Dragnea. De altfel, Cristian Terheș avea doar cuvinte de laudă pentru socialdemocrații. A ocupat poziția a patra pe liste după Rovana Plumb, Carmen Avram și Claudiu Manda. Iată-l la un meeting organizat de socialdemocrați la Craiova, înainte de scrutinul din 2019. Avem de departe cea mai tare echipă de români autentici, români puternici, români care nu pleacă capul, care, cu ajutorul votului dumneavoastră și a fiecărui român, vor merge la Bruxelles
și se vor bate pentru această țară și pentru dumneavoastră. Cristian Terheș are 46 de ani, s-a născut în Zalău, iar acum deschide listele AUR pentru alegerile europarlamentare. Nu s-a pus în discuție renunțarea la statalitatea și la suveranitatea statelor componente ale Uniunii Europene. Cristian Terheș a emigrat în Statele Unite la începutul anilor 2000. Acolo susține că a fondat o biserică greco-catolică pe care a condus-o până la intrarea în politică, pe lângă serviciul pe care l-avea la o firmă din industria echipamentelor medicale. După liceu am mers la seminarul greco-catolic din Oradea, iar după ce am terminat seminarul am emigrat în Statele Unite, în statul California, să fiu mai precis. Odată ajuns în California, m-am angajat pentru o firmă din domeniul medical. Am obținut, să zic, un job care era în momentul respectiv și încet, încet m-am ridicat în firma respectivă până am ajuns în poziția de director de Business Intelligence. Înainte de intrarea în politică, era invitat constant la unele televiziuni de știri românești. Intervenea cu opinii privind statul de drept, lupta anticorupție, dar și alte subiecte aflate pe agenda publică. Comentariu dur la adresa protestului magistraților care este programat pentru această după-amiază la Curtea de Apel București. E bine, pastorul Chris Terheș din Statele Unite crede că trebuie creată o listă publică cu toți judecătorii și procurorii care vor protesta, pe care îi numește, citez, slugi ai serviciilor. Punctele de vedere ale preotului Cristian Terheș s-au tot schimbat de-a lungul timpului. A fost implicat în campania pentru prezidențiale din 2014, mobilizând alegătorii la vot împotriva fostului premier Victor Ponta, notează site-ul G4 Media. De asemenea, în 2012, Cristian Terheș îl susținea și pe fostul președinte Traian Băsescu, pe care opoziția îl voia destituit. Și-a schimbat opinia și cu privire la Partidul Social Democrat. La aproximativ un an de la alegerea în Parlamentul European, Cristian Terheș părăsea cu scandal PSD-ul care îl propulsase la Bruxelles. A fost aspru criticat atunci. Victor Negrescu, eurodeputat PSD, îl acuza că a profitat de munca socialdemocraților, că are idei eurosceptice și că a fost parașutat pe lista pentru Bruxelles. Cristian Terheș a părăsit familia socialdemocraților europeni și a trecut în grupul conservatorilor și reformiștilor, din care fac parte politicieni cu viziuni radicale. A provocat dezbatere aprinse în plenul legislativului european, mai ales pe fondul opiniilor sale anti-avort, anti-vaccin și cu privire la identitatea de gen. Într-un discurs susținut la Strasburg, Cristian Terheș a descris femeile transexuale ca fiind perverse de sex masculin. A man can claim that identify as a car, but that doesn't mean that in a sane society we give that person a license plate instead of an ID card. This gender ideology is clearly undermining womankind and is a dream come true for male perverts who can claim now that they identify as women and are allowed to serve sentences in female prisons where in some instances they left some pregnant. De asemenea, Parlamentul European l-a sancționat pe Cristian Terheș pentru că a refuzat să prezinte certificatul verde COVID la intrarea în sediul de la Strasburg. Salutare, prieteni, suntem în Parlamentul European. V-am zis că nu o să intru cu COVID, cu certificat verde sau cu vaccin sau cu din astea. Ieri mi s-a interzis accesul în Parlamentul European. În țară, opiniile lui Cristian Terheș sunt găzduite mai ales în mediul online, de tot felul de figuri controversate. Marius Tucă, Robert Turcescu, Dan Andronic și Adriana Bahmuțeanu, printre alții. Și pentru că am spus bărbați perverși care să pretind femei, au spus că afirmația este transfobă și sunt anchetat în momentul de față de Parlamentul European. Eu am și spus, abia aștept să văd decizia. Cristian Terheș este acum locomotivă electorală a Alianței pentru Unirea Românilor la alegerile europarlamentare din 9 iunie. Punem punct aici știrilor zilei. Pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Știrile zilei și toate celelalte produse Recorder n-ar fi posibile în lipsa susținerii din partea donatorilor. Dacă sunteți salariat în această perioadă, puteți completa formularul 230 prin care redirecționați 3,5% din impozitul pe venit pentru Recorder. Găsiți formularul în comentarii, dar și pe site-ul nostru. Întregul proces durează mai puțin de un minut. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David, toate cele bune!